Peste 1000 de credincioși din Târgu Ogna, cu icoane în mâini, au mers ieri în procesiune de la Biserica Precista până la Biserica Buna Vestire Răducanu. Procesiunea din Duminica Ortodoxiei este intitulată Bucuria Icoanei și a devenit o tradiție în orașul de pe malul Trotușului. Ziua de sărbătoare a început la Târgu Ogna, în Biserica Precista, unde preoții slujitori au sfințit icoanele credincioșilor veniți la procesiune. Primul popas făcut a fost la Biserica Sfinții Arhangheli din localitate. Pelerinajul s-a încheiat la Biserica Buna Vestire Răducanu, unde părintele protopop Ioan Bârgăoanu a transmis pelerinilor binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Este pentru noi astăzi, preoții și credincioșii din Târgu Ogna, o zi de mare bucurie și sfințenie. Și nu întâmplător s-a intitulat această procesiune Bucuria Icoanei, pentru că, într-adevăr, icoana este o bucurie. Icoana este emblema Ortodoxiei, icoana este fereastra prin care noi privim către Dumnezeu, către Mântuitorul, către Maica Sa și către Sfinți, și de aceea este de folos duhovnicesc ca prin cinstirea icoanei noi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Acest lucru l-am căutat astăzi, ca să cinstim Sfintele Icoane, nu doar prin cuvânt, ci și prin act de credință care a însemnat această procesiune. Credincioșii care și-au încheiat pelerinajul la Biserica Buna Vestire din Târgu Ocna au avut ocazia să se închine și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh, Luca al Crimeii.